Guvernul României este o zi foarte specială, pentru că ieri am marcat Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. La inițiativa UNICEF România și prin decizia prim-ministrului României, astăzi la guvern are loc prima ședință de guvern a copiilor. Sunt bucuroasă și onorată să fiu astăzi alături de acești copii minunați care formează pentru o zi Guvernul României și alături de care vom dezbate o serie de proiecte de legi despre drepturile copiilor și despre bunăstarea lor. De asemenea, așa cum veți vedea pe parcursul ședinței de guvern a copiilor, astăzi avem și doi invitați foarte speciali, doi miniștri copii din Ucraina, care la rândul lor vor avea intervenții legate de situația copiilor refugiați din Ucraina și nu numai. Așadar, dată fiind această introducere, pentru a înțelege contextul în care, împreună cu acești copii minunați, vom face o ședință de guvern a copiilor, voi începe să discut alături de colegii mei, doamnele și domnii miniștri, pentru că iată avem un guvern al copiilor foarte bine echilibrat din punct de vedere al aspectelor de gen și mă bucur de acest lucru. Deci, dragi colegi, începem ședința de guvern și o să începem ședința de guvern a copiilor citindu-vă care sunt principalele acte normative pe care domniile dumneavoastră le-ați propus pe ordinea de zi pentru a fi discutate și aprobate în ședința de guvern. Ministerul Justiției a propus un proiect de ordonanță a Guvernului privind crearea unor camere prietenoase pentru audierea copiilor în fiecare dintre cele 42 de tribunale din România. Ministerul Educației a propus un proiect de hotărâre de guvern privind renovarea școlilor din mediul rural. Ministerul Apărării vine astăzi în ședința de guvern cu o notă privind introducerea în curriculumul școlar de elemente de competențe de securitate online și digitale. Ministerul Afacerilor Externe propune un memorandum privind participarea copiilor la toate summiturile internaționale. Ministerul Fondurilor Europene propune la rândul său un memorandum privind aprobarea unor demersuri de simplificare a procedurii de accesare a fondurilor europene și o linie dedicată de finanțare pentru copii și tineri. Ministrul Sănătății propune un proiect de hotărâre de guvern privind crearea unor cabinete medicale în fiecare școală și organizarea de cursuri de prim ajutor pentru toți elevii. Ministrul Familiei propune un proiect de ordonanță de guvern privind sprijinirea părinților din medii defavorizate pentru îmbunătățirea și creșterea nivelului de îngrijire a copiilor. Ministrul Muncii și Solidarității Sociale propune un proiect de ordonanță de guvern privind angajarea a minimului asistent social în fiecare localitate, iar Ministerul Afacerilor Interne vine astăzi cu un proiect de ordonanță de guvern privind formarea și instruirea polițiștilor în relaționarea cu copii. Dată fiind ordinea de zi stabilită astăzi, o să începem prin discuția pe marginea primului proiect de ordonanță privind crearea de camere prietenoase pentru audierea copiilor în fiecare din cele 42 de tribunale din România. Ministrul Educației, vă rog. Din câte știu, această intervenție este al altui ministru, dar cred că pot să fac o intervenție pentru că mi se pare foarte relevant să aibă oportunitatea să fie întâmpinați prietenos în tribunale și să aibă posibilitatea să se exprime liber, astfel încât să nu depindă de factorii externi. Mulțumesc mult. Și Ministrul Justiției? Bună ziua, numele meu este Rareș, sunt Ministrul Justiției și astăzi doresc să propun crearea unor camere prietenoase pentru copii în toate cele 42 de tribunale ale țării.
Mulțumesc. Aveți toate avizele celorlalte ministere? Invitate ministerele prezente astăzi să își dea acordul pentru crearea acestor camere. Am primit avizul Ministrului Finanțelor. Am depus deja un raport cu privire la costurile creării unor astfel de camere, însă pe lângă crearea practic materială a acestor camere, trebuie și creare umană, ne trebuie resurse umane și aici menționez un psiholog, un polițist, un judecător. Toate aceste persoane vor fi abilitate în comunicarea cu copii și adolescenți. Ministrul Finanțelor, vă rog, cum avizați acest proiect? În calitate de Ministrul Finanțelor, vă spun că am identificat soluții împreună cu Ministerul Fondurilor Europene și suntem de acord. Mulțumesc, atunci se aprobă. Mergem mai departe pe ordinea de zi. Avem, de data aceasta este Ministerul Educației, într-adevăr, proiect de hotărâre de guvern privind renovarea școlilor din mediul rural. Doamna ministru, vă rog. Mulțumesc, bună ziua, mă numesc Rafaela și astăzi am două propuneri. În primul rând, proiectul de hotărâre de guvern privind renovarea școlilor din mediul rural și, în al doilea rând, transportul gratuit pentru toți elevii și promptitudine din partea Consiliilor Județene. Astfel că vă rog să aprobați proiectul de hotărâre a Guvernului privind renovarea școlilor din mediul rural, deoarece am analizat și am identificat școlile care trebuie reabilitate și putem să le sprijinim autoritățile locale astfel încât să renoveze aceste școli. Iar în legătură cu transportul, Guvernul tot aduce termene limită până la care să se încheie contractele de transport la nivel județean. Și acest lucru nu ajută neapărat pentru că ar trebui să fie susținut transportul gratuit indiferent de contractele respective și ar trebui să se pună mai multă presiune pe Consiliile Județene astfel încât să reducă la capăt pentru că nu se respectă anumite reguli, respectiv tarifele, transportul, anumite rute de transport și sunt foarte mulți elevi care nu ajung la școală deoarece nu dispun de transportul public. Vă mulțumesc, doamna ministru. Vă invit să faceți o întâlnire cu reprezentanții autorităților locale pentru a le comunica și transmite îngrijorările dumneavoastră. Domnul ministru de Finanțe, cum avizați acest proiect? Îl aprobăm. Din fericire, avem un buget destul de mare, deci putem să îl aprobăm. Și de asemenea, este foarte importantă prioritizarea acestor proiecte, astfel încât să fie finanțate cele care au un impact major în mediul respectiv. Vă mulțumesc, deci se aprobă. Următorul act pe ordinea de zi vine din partea Ministerului Apărării și avem o notă privind introducerea în curriculumul școlar de elemente de competențe digitale și securitate online. Vă rog, domnul ministru al Apărării. Bună ziua, sunt Dragoș și reprezint și sunt Ministrul Apărării Naționale. Cu privire la proiectul nostru, vreau să fac o referință la Strategia Națională de Apărare a Țării pe 2020-2024, unde chiar identificăm un obiectiv în această privință, la articolul 49, unde se menționează demararea programelor în gimnaziu și liceu, în sfera competențelor digitale și a securității online și diminuarea vulnerabilității tinerii generații. De aceea, propunem acest proiect, de asemenea văzând în urma unor studii recente că în ultimii ani peste 55% din români declară că au fost expuși la știri false. Este un proiect important prin care vrem să educăm copiii noștri pe seama siguranței online și pe seama discernământului în media. De asemenea, vedem cum dezinformarea ne afectează cel mai tare atunci când vrem mai puțin, în situații de criză, precum războiul vecin, sau chiar în pandemia COVID-19. Vă mulțumesc, doamna ministru a Educației. Un punct de vedere pe marginea acestei propuneri de la Ministerul Apărării.
Sunt de părere că ar fi foarte eficient să implementăm acest lucru și aveți susținere din partea Ministerului Educației. Vă mulțumesc. Atunci, domnule ministru al Apărării, vă rog frumos să continuați demersurile pentru a dezvolta această inițiativă. Mergem mai departe. Ministerul Afacerilor Externe vine astăzi cu un memorandum privind participarea copiilor la toate summiturile sau cele mai importante summituri internaționale. Domnule ministru, ne explicați despre ce este vorba? Mulțumesc. Bună ziua. Sunt Iusif, Ministrul Afacerilor Externe. Și astăzi, doamnă prim-ministru, vă rog să aprobați memorandumul pentru participarea copiilor la toate summiturile internaționale. Împreună cu Ministerul Afacerilor Europene, considerăm că este necesară participarea copiilor la summiturile internaționale care privesc copiii, deoarece considerăm că mulți dintre copiii români pot reprezenta România cu succes pe plan internațional și pot promova idei inovatoare. Până la urmă, diplomația și relațiile internaționale sunt factorii care determină viitorul lumii și lumea în care vor trăi copiii este viitorul lumii. Așadar, considerăm că au un cuvânt de spus în viitorul care îi vizează pe ei, considerăm că au opinii diferite și o viziune inovatoare în toate aceste demersuri, spre exemplu la summituri de schimbare climatică, la summituri de drepturi internaționale, de educație internațională și așa mai departe. Mai mult, am discutat cu Ministrul Fondurilor Europene și acesta susține inițiativa. Vă mulțumesc frumos, doamna ministru a Fondurilor Europene, un punct de vedere și cum avizați sau cum vă poziționați față de această propunere a Ministerului Afacerilor Externe? Vă mulțumesc, doamnă prim-ministru. Susținem în totalitate inițiativa dâncilor. Cred că putem să susținem inițiativa mai în mod specific prin POCU, subdiviziunea dezvoltarea comunităților marginalizate și din punct de vedere al educației. Mulțumesc frumos, atunci se aprobă. Vă rog să continuați demersurile. Mergem mai departe cu ordinea de zi. Ministerul Fondurilor Europene vine astăzi cu memorandumul privind aprobarea unor demersuri de simplificare a procedurii de accesare a fondurilor europene și de asemenea ne aduce în atenție necesitatea unei linii dedicate de finanțare pentru copii și tineri. Doamna ministru, vă rog să ne explicați despre ce este vorba. Vă mulțumesc foarte mult! Realitatea, bună ziua, eu sunt Sandra, ministrul investițiilor și al proiectelor europene. Realitatea este că mulți români nu știu de fondurile europene și le consideră doar pentru cei de la putere sau cei bogați. Și este un subiect destul de abstract și greu de înțeles pentru oameni cu un nivel de educație mai scăzut, lucru care ulterior descurajează participarea, inițiativa foarte, foarte mult. Așadar, prima propunere este simplificarea sistemului de accesare și în special al sistemului MySIMS 2014, care este sistemul de accesare al fondurilor europene, platforma de aplicare, deoarece materialele trebuie să fie pe înțeles tuturor ca să transmitem un mesaj cât mai puternic și să dăm posibilități multor oameni. Este de înțeles totuși că astfel de proceduri nu pot fi complet simplificate și de aceea o a doua propunere pe care o aducem astăzi la masă ar fi o linie separată de finanțare pentru copii și tineri, intermediată de instituțiile educaționale din care ei fac parte. Pe lângă cele 6 programe operaționale deja existente, am putea introduce un al 7-lea, strict pentru copii peste 16 ani și tineri, și asta însemna o modificare a criteriilor, dar și a modalităților de lucru. Dar asta poate da startul și următoarei mari multinaționale sau ar putea contribui și la următoarea mare invenție. Există multe idei bune din partea tinerilor, ele doar așteaptă să fie fructificate și considerând că printre prioritățile României avem încurajarea antreprenoriatului, crearea joburilor pentru tineri și reducerea fenomenului cunoscut ca brain drain, o astfel de inițiativă ar beneficia toate părțile implicate long term. Copiii sunt viitorul, o investiție în noi înseamnă o investiție în țară, în creșterea, prosperitatea și stabilitatea ei, așa că propun să începem astăzi, aici și acum. Doamnă prim-ministru, vă rog să aprobați memorandumul privind aprobarea unor demersuri de simplificare a procedurii de accesare a fondurilor europene și linie dedicate de finanțare pentru copii și tineri. Astfel dorim să realizăm o serie de discuții și negocieri cu Comisia Europeană pentru a simplifica procedurile și pentru a ne permite să facem accesibile finanțărilor copiilor și tinerilor. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc, doamna ministru. Ați luat legătura cu structurile asociative ale copiilor și tineretului legat de această inițiativă?
Am discutat cu Ministrul Educației. Noi în special dorim să oferim cât mai multe oportunități de implicare pentru copii și tineri. Credem foarte mult în ei și credem că au un potențial imens. Cred că este un proiect de lungă durată care ar putea beneficia România ca țară și mai departe Uniunea Europeană. Așadar, da, cred că toate părțile asociate sunt de acord cu inițiativa și vor să meargă mai departe. Vă mulțumesc, se aprobă. Mergem mai departe. Ministerul Sănătății, proiect de hotărâre de guvern privind crearea unor cabinete medicale în fiecare școală și organizarea de cursuri de prim ajutor pentru toți elevii. Bună ziua, numele meu este Carina, sunt Ministrul Sănătății și astăzi vă propun crearea, un proiect de hotărâre de guvern privind crearea unor cabinete medicale în fiecare școală și organizarea de cursuri de prim ajutor pentru toți elevii. Cunosc foarte mulți adolescenți care au nevoie de consiliere psihologică, de aceea cred că ar fi de mare folos dacă în cabinetele medicale ale școlilor s-ar pune la fel de mult accent atât pe îngrijirea medicală cât și pe cea mentală. De asemenea, mulți copii nu știu tehnicile de prim ajutor. Din acest motiv, consider că ar trebui să creștem gradul de conștientizare pe importanța acestui subiect și să îl scoatem în evidență prin niște cursuri standard de prim ajutor. Vă mulțumesc! Aș vrea să aud și punctul de vedere al doamnei ministru educației. Mulțumesc! După cum se știe, în mod normal ar fi obligatoriu să existe cabinete medicale în fiecare școală, dar nu peste tot se dispune de resurse și de personal. Așa că mi se pare o propunere foarte bună și suntem de acord să se pună foarte mult accent pe trimiterea de personal bine pregătit în acest sens și cred că poate fi introdusă ideea de prim ajutor și învățarea primului ajutor atât ca opțional la școală, cât și ca materie obligatorie. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Vă rog, domnul ministru al Finanțelor, ce părere aveți de acest proiect? Cum avizați proiectul? Doamna prim-ministru, începând din 2023 putem implementa acest proiect. Avizăm favorabil. Am înțeles. Vă mulțumesc. Atunci, aprobat. Trecem acum la propunerea Ministerului Familiei, proiect de ordonanță de guvern privind sprijinirea părinților din medii defavorizate pentru îmbunătățirea și creșterea nivelului de îngrijire a copiilor. Bună ziua, sunt Ștefania, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și astăzi vă propun sprijinirea părinților din mediile defavorizate în creșterea copiilor lor. De mici învățăm că familia este baza societății, iar orice familie are dreptul să fie protejată de noi, conducătorii statului. Unul din 10 copii se nasc într-o familie în care mama este minoră, iar aceștia au aceleași drepturi ca orice familie care se află în protecția statului român. Pentru protejarea drepturilor lor, vă propun ca acest proiect să intre în interesul dumneavoastră pentru îmbunătățirea și creșterea nivelului de îngrijire a copiilor, oferindu-le tichete valorice din care pot achiziționa produse de igienă și rechizite școlare pentru copii. Fondurile utilizate sunt prevăzute în PNRR. Vă mulțumesc, doamna ministru, domnul ministru al Finanțelor, doamna ministru a Fondurilor Europene. Aveți ceva de spus? Cum ați avizat acest proiect? În calitate de ministru al Finanțelor, vă informez că avem suficienți, avem un buget destul de mare și putem aproba acest proiect. Doamna ministru? De asemenea, consider că problema mamelor adolescente în România este una dintre cele mai grave, care trebuie adresate cât de curând posibil, așadar vrem să mergem mai departe cu fundarea acestui proiect. Am înțeles, aprobat. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, proiect de ordonanță de guvern privind angajarea a minim un asistent social în fiecare localitate. Bună ziua, mă numesc Denisa și sunt Ministrul Muncii și al Solidarității Sociale, iar astăzi vă propun un proiect de ordonanță de guvern privind angajarea a minim un asistent social în fiecare localitate. De ce este o necesitate? Conform unui studiu, 450.000 de elevi au abandonat școala odată cu legea educației dată în 2011, iar de asemenea, 278.000 de tineri între 18 și 25 de ani, fără studii elementare finalizate, se află în țara noastră.
De asemenea, rolul acestui asistent nu este să, să fie agasant cu familia și este de a monitoriza într-un mod prietenos familia respectivă în care s-au găsit anumite probleme identificate de profesorii de la școală sau de alți elevi, iar legătura să fie și cu copilul și cu adultul, iar de asemenea, pacea familială este un lucru care fiecare elev din România ar trebui să-l aibă, iar dacă aceasta nu există, există riscul de abandon școlar. De asemenea, am văzut cu toții că lipsa unui asistent social în fiecare localitate poate genera situații dramatice legate de abuz, neglijare sau exploatare. Am identificat fonduri necesare, publice și europene, pentru a sprijini autoritățile locale să angajeze asistenți locali. Vă mulțumesc, doamna ministru a Muncii, ați discutat cumva cu Colegiul Asistenților Sociali, pot susține acest efort? Da, se vor angaja treptat, minim 100 de asistenți sociali pe an. Am înțeles. Ministrul Finanțelor, cum avizați acest proiect, vă rog? Această temă este o temă destul de sensibilă, dar este o temă care trebuie să fie luată în considerare și de aceea avizăm favorabil cu începerea din 2023. Vă mulțumesc, aprobat. Văd că avem și încă un proiect pe ordinea de zi, proiect de ordonanță de guvern privind formarea și instruirea polițiștilor, Ministrul Afacerilor Interne. Bună ziua, numele meu este Victor, sunt Ministrul Afacerilor Interne. Astăzi vin la dumneavoastră cu o propunere de proiect de ordonanță de guvern privind formarea și instruirea polițiștilor în relaționarea cu copiii. Aceștia trebuie formați în domeniul violenței și abuzurilor împotriva copiilor din perspectiva interacțiunii cu minorii. Dorim să punem accentul pe prevenirea și pe combaterea infracțiunilor și nu pe sancționarea acestora. În acest sens, am dorit să înaintăm o propunere de colaborare cu Ministrul Educației privind integrarea polițiștilor la nivelul activităților școlare și disponibilitatea acestora în participarea la adunările copiilor. De asemenea, ne dorim să organizăm aceste ateliere la nivel de polițiști care și-au terminat pregătirea profesională și această colaborare cu Ministrul Educației va urma după terminarea atelierelor, care vor fi susținute de asociații neguvernamentale. Am înțeles. Domnule ministru, cam câți polițiști credeți că vor fi formați prin această propunere legislativă? Într-o primă fază ne propunem să formăm aproximativ 1000 de polițiști. Am înțeles. Domnul ministru al Finanțelor? Propunerea adusă în această zi a colegului meu de la Ministerul Afacerilor Interne este o temă sensibilă, dar există și trebuie să, la un moment dat trebuie să o abordăm. Și din acest motiv avizăm favorabil pentru că au o sursă de finanțare pentru a buceta acest proiect. Am înțeles. Doamna ministru Educației, și dumneavoastră sunteți implicat în acest proiect. Care e punctul dumneavoastră de vedere? Din punct de vedere a interacțiunii cu polițiștilor, a polițiștilor cu elevii de gimnaziu sau liceu, suntem de acord, doar că depinde probabil de un context. În schimb, suntem de acord și cu implementarea cursurilor pentru acești viitori polițiști încă din liceu, în cazul în care este vorba de un liceu militar sau la fel la facultate și la școlile care îi pregătesc pentru jobul acesta. Mulțumesc. Am înțeles. Bănuiesc că v-ați pus de acord pe marginea detaliilor tehnice. În rest, domnule ministru, aveți celelalte avize pe acest proiect? Am primit toate avizele. Vă mulțumesc, aprobat. Aici încheiem ordinea de zi a ședinței de astăzi. Vă mulțumesc domnilor și doamnelor miniștri pentru propunerile pe care le-ați făcut, dar și pentru munca laborioasă din spatele acestor propuneri.
Doresc să mulțumesc de asemenea domnului ministru al finanțelor, care a făcut eforturi deosebite pentru a identifica soluții pentru aceste proiecte vitale, de altfel, în zona drepturilor copilului, și aș vrea să intrăm acum în a doua etapă a întâlnirii noastre de astăzi. Așa cum vă spuneam la început, avem doi invitați foarte speciali alături de noi din partea Guvernului Copiilor din Ucraina. O avem pe doamna ministru Renata, ministra educației în Guvernul Copiilor din Ucraina, care dorește să ne transmită un mesaj, iar ulterior pe doamna ministru Kira, care este ministra energiei în Guvernul Copiilor din Ucraina, și de asemenea domnia sa va transmite și va adresa și dânsa un mesaj Guvernului Copiilor din România. Doamna ministru Renata, vă invit să ne transmiteți mesajul dumneavoastră. Bună ziua! Numele meu este Renata. Sunt ministrul educației din Ucraina, din orașul Odessa. Mă bucur să vă cunoaștem. Sunt sigură că toți colegii mei din guvern sunt bucuroși să vă întâlnească astăzi. Ce ne puteți spune despre felul în care se desfășoară lecțiile din școlile ucrainiene din România? Aveți ceva propuneri sau sugestii? În privința programului școlar din Ucraina, propun o asemenea decizie. Programa folosită de școala nouă ucraineană. Ucrainski поміняти на програму, яку приміняють в румунських державних школах. Să o schimbăm cu curicula românească, folosită în școlile românești. De ce această decizie? Проучившись 3 класи по програмі НУШ і маю сейчас можливість вчитися в румунській школі. Pentru că am avut ocazia să învăț 3 ani școala ucraineană, iar acum să schimb curicula cu cea din școala românească și am putut să fac o comparație. Я могу сравнивать изучаемую програму 4 класс. Pot să fac o comparație cu curicula din clasa a 4-a din școlile ucrainene și românești. Românski și ucrainski școli. Из этого я сделала вывод, что образовательная программа НУШ. Și din acest de aici am putut să fac să trag o concluzie că programa școlară din școala ucraineană și cea românească. Programa NUSH не позволяет расширить кругозор и получить достаточное количество знаний на данном этапе обучения. Că programa din școlile ucrainene nu permite să extindă viziunea elevilor ucraineni și nici să nu permite o suficientă cantitate de informații, la fel cum o face curicula românească. Nu oferă o suficientă cantitate de informații. Возможность выбора изучаемой дисциплины. Iarăși, mi se pare interesant că avem posibilitatea de a alege ce materii să studiem. Решение этой проблемы. Я считаю, что ученикам нужно дать возможность выбирать, кроме изучения обязательных предметов, как язык, литература, математика, иметь право изучать предметы на выбор. Aș vrea să propun ca în afara programelor, în afara materiilor obligatorii, cum ar fi limba, literatura, matematica, copiii, elevii să aibă dreptul să aleagă o materie pe care să o studieze. Потому что я считаю, что изучение предметов на выбор способствует реализации и самовыражению личности в будущем, например, в выборе профессии. Deoarece consider că
o alegere a acestei materii în plus ar putea oferi o mai mare autorealizare a copilului. Ar putea să ofere, de asemenea, o posibilitate mai mare de a alege o profesie în viitor. Motivație ucerșiță. Motivarea celor elevilor. Rășenie de problemă. O posibilă soluție pentru a motiva elevii. Metod rumânski cu cebnăc zavidenii, școli. Este metoda școlilor din România. Vila Bufuatu, stipendii ucenicam, uspeșnă uspivaimci în școlnul programă. Eu aș propune introducerea, după modelul școlilor românești, a burselor școlare. Vigod de stipendii proizvădit iz gazudarstvenoa bugeta. Iar aceste burse să fie, evident, suportate de bugetul de stat. Почему? De ce? Потому что для ребенка, как и для взрослого человека, заработок является мотивацией. Pentru că atât pentru un copil cât și pentru un adult, posibilitatea de a câștiga prin propriile eforturi bani este o motivație în plus. А так я считаю, что учеба для ребенка является тоже, то будет правильным, ее тоже оплачивать. Și consider că a învăța, faptul că învăț pentru copil este tot un fel de activitate, de muncă, este consider că este corect să o plătim această muncă, acest efort. Конечно, в итоге государство получит грамотных людей. Până la urmă, statul va avea de câștigat, întrucât va, la sfârșit, va avea parte de oameni educați. Предлагаю кабинету министров Украины рассмотреть предложение, предложенное мною изменения в системе образования на заседании парламента и утвердить данные законопроекты путем голосования. Пропон кабинету министров Дин Украина să analizeze într-o ședință de guvern aceste propuneri și să aprobe introducerea acestor, schimbări propuse, modificări. Vă mulțumesc foarte mult, doamna ministru Renata. Apreciem foarte mult ideile inovatoare pe care le aveți și Guvernul Copiilor din România va sprijini cu toată puterea Guvernul Copiilor din Ucraina pe această temă. De aceea o invit pe doamna ministru a Educației să colaboreze cu dumneavoastră îndeaproape și să își spună și acum punctul de vedere vis-a-vis de această colaborare și propunerile dumneavoastră. Doamna ministru a Educației din Ucraina, să știți că apreciez foarte mult aceste propuneri și sunt surprinsă de această perspectivă, pentru că după cum noi am avut câteva probleme pe care le-am prezentat anterior legate de sistemul de învățământ din România, totuși cei din Ucraina consideră o viziune idealistă și ar vrea să ajungă la acest nivel, așa că cred că ar fi o oportunitate să lucrăm împreună și ne face mare plăcere să colaborăm. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna ministru! Acum îi dau cuvântul celei de-a doua invitate speciale, doamna ministru a Energiei din Guvernul Copiilor din Ucraina, doamna Kira. Vă rog să ne spuneți care sunt gândurile dumneavoastră și mesajul pe care îl aveți pentru noi astăzi. Добрый день, мене звати Кіра Зацепило. Бона зіа, мене Кіра Зацепило. Я міністр енергетики України. Сент міністр енергії України. Сьогодні я хочу розглянути лише одне. Врав з аналізом астез у сінгру проблема. Але найголовніше питання. Дар єсте уна дзе челе май імпортанте, челе май арзатуаре. Як допомогти українцям? Cum să ajutăm ucrainenilor, ucrainskim simbiam, familiilor ucrainene, ucrainskim dicem, copiilor ucraineni, які залишилися без світла, care au rămas fără energie electrică, внаслідок масштабних пошкоджень енергооб'єктів, din cauza distrugerii masive a rețelelor de transport a energiei electrice. Як ми можемо разом запобігти тотальному блокауту? Cum am putea împreună să ajutăm să contracarăm acest blackout. Його неминучим катастрофічним наслідком. Чи а
tuturor consecințelor catastrofale. Deci, ne odmină tot cum de teme. Care, cu siguranță, se vor răsfrânge asupra fiecărui copil. Основна проблема на сьогодні є те. Principala problemă în acest moment este faptul că și через масштабне пошкодження енергооб'єктів України. Din cauza distrugerilor masive a obiectivelor de transport și producerea energiei electrice din Ucraina. Наразі без світла перебувають біля 40% споживачів. În acest moment stau fără energie electrică aproape 40% dintre consumatori. Це близько 10 мільйонів українців. Asta înseamnă în jur de 10 milioane de ucraineni. В окремих регіонах світло відсутнє по кілька днів. În anumite regiuni, energia electrică lipsește și mai multe zile la rând. Наше міністерство було вимушено впровадити віялові. Ministerul nostru a fost obligat, forțat să introducă planuri de extinderea încălzirea sitelor. Să introducă anumite închiderea energiei electrice planificate sau extraordinare. O și Ucraina. În întreaga țară. Când nu mai este sitelor, nu mai este tepla. Când nu avem energie electrică, nu avem nici căldură. Коли немає тепла, під загрозою стоїть життя кожної сім'ї. Când nu există căldură, sub amenințare este fiecare, este viața familiei. Кожної дитини. Și a copilului. Світло для українців. Lumina, energia electrică pentru ucraineni. Це у прямому сенсі зараз дорівнює життю. În sens direct, în momentul acesta, înseamnă viață. 15 листопада в умовах повного блекауту. Pe 15 noiembrie, în condițiile unui blackout total, Український кардіохірург і Центру дитячої кардіології і кардіохірургії. Кардіологи, хірурги, кардіологи de la Centrul de Cardiologie Infantilă успішно провели операцію на серці дитини. Au făcut o operație chirurgicală pe cord pentru un copil. Вони герої. Ei sunt eroi. Ми впевнені, що suntem siguri că життя переможе смерть, а світло переможе темряву. Suntem siguri că viața va învinge moartea, iar lumina va învinge întunericul. Нам потрібно більше допомоги. Dar avem nevoie de mai mult ajutor. Тому я хочу зараз звернутися до наших закордонних партнерів. De aceea vreau să mă adresez partenerilor noștri din afară. Нам дуже потрібно обладнання для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури. Avem nevoie de echipamente pentru infrastructura energetică. Нам дуже потрібні генератори. Avem nevoie de generatoare. Будь ласка, допоможіть нам. Дякую. Вам să ne ajutați. Дякую за увагу. Слава Україні! Vă mulțumesc pentru atenție. Slavă Ucrainei! Vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru mesajul dumneavoastră și pentru toate cuvintele pe care le-ați împărtășit cu noi. Așa cum știți, Guvernul României a sprijinit Ucraina din prima zi a războiului nelegal și nelegitim din declanșat de Rusia și sunt convinsă că și Guvernul Copiilor din România va găsi toate modalitățile astfel încât să sprijine în continuare eforturile pe care Ucraina le face. Ne bucurăm că putem să vă oferim un mediu sigur și bun la noi în țară ca să putem trece împreună peste această încercare grea și nedreaptă, în primul rând pentru voi copiii. Dragi colegi, doamnelor ministru, domnilor miniștri, vă mulțumesc pentru participarea la ședința de astăzi. Sunt convinsă că vă așteaptă multe lucruri importante de făcut la ministerele dumneavoastră, așa că vă urez mult succes în continuare și declar închisă ședința de Guvern a Copiilor de astăzi, 21 noiembrie 2022. Vă mulțumesc!